că ați dat curs invitației noastre la această masă rotundă consacrată un eveniment important din istoria României, istoria Rusiei, istoria relațiilor româno-ruse. Suntem toți cu adevărați să prezența în mijlocul nostru a unei delegații impresionante din partea colegilor ruși de la Sankt Petersburg. O să permiteți să-i și numesc la microfon. La microfon. Da, celălalt nu funcționează. O să încep cu doamna Oksana Igorevna Morozan, de fotofonul cinematografice din Sankt Petersburg, domnul Vladimir Morozan, director, profesor universitar la Universitatea de Stat din Sankt Petersburg, Irina Alexandrovna Efremova, director adjunct la Arhiva Centrală de Stat de Documente Foto Cinematografice din Sankt Petersburg, Ludmila Igorevna Nicolaeva, este șefa departamentului Documente Arhivistice la Comitetul Arhivei al Guvernului Orașului Sankt Petersburg, Tatiana Vitalievna Pliuchina, șef de secție la Arhiva Centrală de Stat de Documente Foto Fono Cinematografice din Sankt Petersburg. Aceasta este delegația, aceștia sunt colegii noștri din Federația Rusă, pe care îi salutăm cu toată căldura. Poate de delegația rasistă istorică, arhivistă, de care ce vă privesc în nașem centre rasistic, istoric, 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 suntem onorați și de prezența Ambasadei Federației Ruse. Avem aici o inimoasă diplomată, doamna Natalia Olegovna Muzhennikova, de secretar 1. O felicităm și pentru înaintarea în grad. O știam de secretar 2. Și șefa reprezentanții Rossatrudnicestvo în România. Este o agenție federală rusă, nu de mult creată, care se ocupă de relațiile culturale cu străinătatea, și străinătatea apropiată și străinătatea îndepărtată, un fel de Minister al Culturii, nu știu cu ce lasă Ministerul Culturii. De asemenea, salutăm și prezența Ministrului Consilier al Ambasadei Republicii Moldova în România, domnul Emil Jacotă. Îl salutăm de asemenea cu toată căldura. În mod deosebit aș remarca prezența domnului academician Alexandru Pulpe, dânsul este președintele Comisiei Secției de Istorie, Științe Istorice și Arheologie a Academiei Române de Știință. Suntem onorați, domnul academician, vă salutăm cu toată căldura în cadrul Institutului nostru. Trebuia să încep, dar asta este salutul nostru este din partea domnului profesor dr. Radu Ciceanu, directorul Institutului, m-a rugat să-l transmită, pentru că dânsul e prezent la reuniunea de la Parlament prilejuită de fiecare 150 de ani de la crearea Curții de Conturi. Aceleași scuze și pentru domnul ambasador Oleg Sergeievich Martinov, care este la aceeași manifestare și sper de asemenea să vină și sper să vină și domnul director, directorul Muzeului Național de Istorie a României, așa că locurile le-am lăsat libere, nu vă recomand să le ocupați. Și asta e motivul pentru care și eu stau mai departe. Spuneam că e un moment deosebit și pentru centrul nostru, dar ieșind din cadrul competențelor centrului, este un moment deosebit pentru colaborarea dintre istoricii români și istoricii ruși. Masa aceasta rotundă pe care am organizat-o, care este în continuare expoziției, aș spune, excepționale de fotografii consacrată vizitei, împlinirea 100 de ani de la vizita la Constanța a împăratului Rusiei Nicolae al II-lea. Vă recomand celor care n-ați
fost la vernisaj sau vizionat, pentru că este deschisă până la 29 iunie. Sunt documente fotografice primite din partea arhivelor din Federația Rusă. Trei arhive au conlucrat la realizarea acestei expoziții, unele sunt unitate. Marea majoritate, aș spune eu, spre lauda colegilor din Federația Rusă, peste 90% sunt din arhivele rusești. Vă recomand o dată căldura să o vizitați cât mai este la Muzeul Național de Istorie. Și știu că se organizează și în câteva centre din România, într-un format mai mic, această expoziție, în primul rând, la, așa cum era și firesc, la Constanța. Încă un lucru, ca să nu vorbesc prea mult, este legat de importanța organizării unei asemenea manifestări, unor asemenea manifestări, cele două manifestări, într-un asemenea moment. Părerea mea este că ceea ce facem noi și ceea ce s-a făcut la Muzeul Național de Istorie, cu sprijinul ambasadei Federației Rusiei și a colegilor din Federația Rusă, în altă normalitate, este un semn al înțelepciunii pe care știința trebuie să-l dea, cultura, în momente de tensiune. Datoria istoricilor este să se ocupe de istorie, să creeze punți între istoricii români și istoricii din Federația Rusă. Este, după părerea mea, asta este datoria oricărui om care se respectă și cred că ceea ce se face acum este spre binele celor două popoare, semn al nevoii de dialog. Numai asta ne poate ajuta să ne înțelegem mai bine, să ne cunoaștem mai bine, să abandonăm stereotipuri și idei preconcepute. Eu mă bucur foarte mult că au dat curs rugăminții noastre și istoricii români care să reflecte acest eveniment. Și îl salut pe domnul profesor de domnul profesor universitar, doctor Ioan Scurtu, membru al Academiei de Științe, care a avut amabilitatea să scrie și un cuvânt înainte la catalogul expoziției de deschise ieri și a avut amabilitatea să vorbească și la această adunare noastră. Salut de asemenea cu toată cultura de profesor universitar doctor Radu Ștefan Vergati, care de asemenea și-a exprimat dorința solicitanții de noi, dar am venit în întâlnirea celorlalți să vorbească la această reuniune și doctor Marian Stroia, care de fiecare dată, atunci când Centrul de Studii Rusești Sovietice îi se adresează, spune cu toată amabilitatea. Nu știu dacă vreau să mă uitam în sală, sunt cercetători, istorici, mă bucur și pentru faptul că reprezentanții ai, frate cu șef, redactorul șef al revistei Magazin Istoric, pe care toți o îndrăgim, o citim cu foarte mult interes, sunt prezenți în sală. Doamna Florina Mohanu, doamna profesoară sau conferențiară universitar doctor, este șefa sau directorul Centrului Cultural Rus, care funcționează în capitala României, sediul la Academie de Studii Economice. Dacă am uitat pe cineva, puneți-o pe seama așa emoțiilor și așa încheia. Noi am rugat, erau nevoie de niște cuvinte de deschidere. Supărit un mic cuvânt de deschidere al meu, ar urma după aceea referate. Ne-au dat peste că programul cei de la Curtea de Conturi, așa că va trebui să intrăm în programul nostru de prezentare de referate. Am proiectat în felul următor ca să câștigăm timp. Am tradus expunerile colegilor din Federația Rusă, respectiv a doamnei Oxana Morozan și a domnului Vladimir Morozan și cuvântul doamnei
Mușenicon, pe care o felicit pentru cuvânt, rog să-l, să-l citiți, aduce elemente noi legate de activitatea și personalitatea lui Sazonov. Le-am tradus și le-am... puteți să le vedeți, așa cum am făcut și cu expunerile referatele colegilor noștri. Români le-am tradus în rusă, le-am prezentat colegilor noștri. Scuze și pentru... pentru că s-a lucrat în viteză la traducerea documentului și în română și în rusă, sunt și mai sunt și greșeli, dar am zis că important este să înțelegeți atunci când vor fi rostite cuvântările ce doresc înșiși. Lăsăm la sfârșit și câte am zis jumătate de oră, programul aveți aici pentru întrebări, completări pe marginea acestor referate. Ce am spus la început, repet și acum, istoricii nu fac politică, istoria o prezentăm așa cum a fost, cu lucrurile plac, nu plac, însă important este să nu încercăm să le să adaptăm istoria condițiilor actuale. Nu este sarcina noastră. Istoricii trebuie să prezinte evenimentele istorice așa cum au fost. Cam atât, eu cred că am vorbit cu atât prea mult și...